Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin organizează concursuri de recrutare din sursă externă pentru ocuparea a 30 de posturi. Este vorba despre 13 posturi de agent de poliție la structurile de ordine publică, un post de agent de poliție la specialitatea logistică, exploatare auto, 3 posturi vacante de secretariat, un post de personal contractual, respectiv muncitor calificat, zugrav vopsitor, un post de personal civil, muncitor calificat, respectiv fochist, 2 posturi de agent de poliție, specialitatea comunicații și informatică, 2 posturi de ofițer de poliție la analiza și prevenirea criminalității, un post de agent de poliție la centrul de reținere și arestare preventivă, un post de agent de poliție la specialitatea logistică API, un post de ofițer de poliție la investigarea criminalității economice, precum și un post de personal contractual, muncitor calificat, respectiv mecanic auto. De asemenea, alte 3 funcții de agent de poliție la Serviciul pentru Acțiuni Speciale al IPJ Caraș-Severin sunt scoase la concurs. Înscrierile se fac până pe data de 6 septembrie, iar concursul are loc pe data de 5 octombrie. Va fi publicat pe pagina de internet a inspectoratului și pe site-ul hub.mai.gov.ro anunțul de concurs pentru ocuparea unui număr de 27 de funcții de ofițeri, agent de poliție, personal contractual și muncitor calificat în cadrul inspectoratului, cu încadrare din sursă externă. Din cele 27 de funcții, 13 sunt prevăzute pentru structura de ordine publică, 2 pentru serviciul de comunicații, 3 pentru compartimentul de analiză și prevenirea criminalității, 3 funcții pentru personal contractual, 3 funcții muncitor calificat, 3 funcții pentru serviciu de acțiuni speciale, o funcție pentru centru de reținere și arestare preventivă și 2 funcții de agent la serviciu logistic. Perioada de înscriere până în data de 6 septembrie, iar data susținerii concursului este 5 octombrie 2024. Toate detaliile de concurs, tematica și bibliografia pot fi găsite pe site-ul oficial al inspectoratului sau pe site-ul pe care l-am amintit mai sus, hub.mai.gov.ro. Mult succes celor interesați pentru cele 27 de funcții scoase din sursă externă pentru Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin. Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic, să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți, să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist, să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani și să nu fi desfășurat activități de poliție politică. De asemenea, nu sunt acceptați candidații care au tatuaje ori elemente ornamentale de orice natură aplicate, inserate sau implantate pe față sau gât, precum și în alte zone ale capului, sau tatuaje ori elemente ornamentale prezente pe alte zone ale corpului, care să reprezinte sau să semnifice simboluri, mesaje, sloganuri sau reprezentări de natură să incite la violență, ură sau discriminare, ori să aibă conotații politice, rasiste sau xenofobe.